Hai, la treabă, stați lângă noi și veți vedea ce clip frumos facem. Dimelo, mami! Es un secreto, el amor que tengo aquí dentro. Y aunque perdimos el tiempo, porque la vida nos separó. Andra și Pachanga, sudamericana. Hai cu play! Băieții, că nu se vede contra pe Andra, mă, frate. Trei contra mai tare pe Andra. Pe lateral. Hai, atenție! Cu gestăreală, play! Sunt sigură că o să prindă și la noi, dar mai mult am făcut-o pentru exterior, pentru alte țări, alături de Pachanga, trupa care a cântat Loco! Estamos bien, super bien. Estamos aquí con Andra. Suntem aici cu Andra. Estamos aquí con Andra haciendo el nuevo video para la Sudamericana. Está buenísimo. Pachanga a făcut furor în 2006 cu Loco, melodia care i-a făcut cunoscuți în toată Europa. Cei doi membri ai trupei, Jay de la Alma și MC Sesman, sunt încântați de colaborarea cu Andra și speră ca piesa înregistrată cu ea să aibă un succes cel puțin la fel de mare. Like it, I like a lot. Yes, the city and the people, so really good. Yeah. And the food? The food too. Yes, yes. And I eat a lot, so. Oh, Andra is perfect. Bye. No, we heard the song and we are very satisfied and very happy that we can be a part of it. She sings in Spanish and it's beautiful, really. Am trimis vocile, i-au trimis vocile în România. Colaborarea a fost așa, oarecum ei au auzit vocile mele pe melodie trasă, apoi eu i-am auzit pe ei și pentru că ne-am plăcut așa, eu știam deja cine sunt ei, Pachanga, și a fost așa o surpriză tare plăcută că a venit această colaborare. Bucuria a fost și mai mare atunci când i-am și cunoscut ca și persoană, pentru că sunt foarte, foarte drăguți, după cum vedeți. Le-ai fredonat hit-ul? Da. Când ne-am văzut, nu puteam să cânt melodia pe care noi o vom promova, am cântat melodia lor. Știi, când vezi, de exemplu, o văd pe Beyoncé cântă Crazy in Love, văd Pachanga când Loco. Jay și Sesman au venit în România mai devreme ca să o cunoască pe Andra și să pună la punct ultimele detalii. Filmările au avut loc a doua zi după sosirea lor într-un mall, iar videoclipul are de toate. Zeci de dansatoare, mașini tunate și pereți colorați cu graffiti. Chiar dacă s-a muncit toată noaptea, băieții au fost plini de energie și au respectat întocmai indicațiile regizorale. Au fost cuceriți de vocea Andrei și s-au bucurat că au cântat în spaniolă. And we're very proud to be a part of this show and team also. First time it is good to meet somebody before the video and not at the video, not at the set. So it was cool, we have a great conversation, connection, una conexión, you feel the heart. We're laughing a lot and yeah, yes, she's a very happy person. All the time. Vibes. Yeah, all the time, yes. And you feel also when we record the song, we felt it, you know, in the voice that she's passionate about the music. And that's why it was so easy to sing on its song and to rap, to make something special. Lucru mare, omenia, mai depres ca bogăția. În viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, măi. Very nice. Thank you. Wow. Thank you. Ole! Nice. Hai, let's do it! Action! Hai, da, frumos! Atitudine și acolo sus, da? Sunt doi băieți foarte, foarte drăguți, foarte energici, foarte, cum să spun, pregătiți să vină să facă față oricărui obstacol al filmării. Nu, că n-avem niciun obstacol aici, simplu fapt că lucrăm cu Ceaușă și filmăm noaptea și nouă ne place.
Și Luceauș îi place numai noaptea. Doamne, de când am copii, parcă nu mai rezist așa noaptea, să filmez noaptea. Îmi plac filmările pe zi, noaptea să ajung să dorm și eu cu copilașii mei. Dar na, ce nu facem noi pentru cariera noastră? Foarte mișto toată echipa și Alex Ceauș e prietenul meu de o viață și știe ce vrem. E important să găsești oameni care știu ce îți dorești de la un videoclip. Vreau culoare, vreau dansatori, vreau... Asta îmi inspiră melodia, știi, îmi dă o energie aparte și aș vrea să se regăsească energia asta și în videoclip. Ai pictat ceva pe rețele? Bă, eu nu, eu am măzgărit la final, nu, au fost niște băieți care știu să facă chestia asta și am făcut frumos. Ai văzut aia cu Andra, cu tot, da? Nu, ei au făcut, eu doar am măzgălit, eu am dat patina, ceea ce asta e foarte important. Ai făcut și tu 10 ani de când faci clipuri, nu? Am făcut, da, deja am făcut mai mult, 10 ani și o lună, cred. Da. Multă muncă? Bă, eu nu consider munca asta, pentru mine nu e o muncă, pentru mine e o plăcere, așa. Că toată lumea zice, bă, mai nu mai, lasă și tu munca, mai stai, mai neștit. Bă, dar nu e muncă, eu nu muncesc, eu fac cu plăcere tot ce fac. Nelipsit, ca de obicei, a fost și David Măruță, care i-a făcut o scurtă vizită mamei pe platourile de filmare. Sufletul meu, vitul meu, vitul meu! Na, povestește la mama cum a fost. Bine! Ți-a plăcut? Da! Mai mergi? Ți-a fost doar de mami, zi, iubirea mea. Te iubesc, n-am putut să-l pup așa cum am vrut eu, că eram cu rochița, cu fusta pe mine, cu machiajă, cu... Da, ajung eu acasă. Andra a mai avut parte de o surpriză. Copiii din trupa Contrapunct erau prin zonă și au trecut să o salute. Și ai începetat? Da! Am înțeles! Ai făcut și gimnastică? Mamă, mai aveți timp și de altceva? De joacă mai aveți timp? Da! Mi-a plăcut la tine la concert. Ți-a plăcut la concertul meu? Mă bucur tare, mă bucur! Mă bucur! Mama, toți ați fost? Bine atunci, vă pup tare și spor în tot ce face succes. Vă țin pumnii, da? Și noi! Vă pup! Peste ceruri, dincolo de nori, lume în care simplu să zbor. Vino cu mine să cântăm cu lor. Peste ceruri, dincolo de nori, lume în care simplu să zbor. Avioane de hârtie, tie. Avioane de hârtie. Bravo, copii! V-am pupat și mulțumesc mult că ne-ați vizitat. V-am pupat! Hai,